Ce mult te-am iubit, Paraschivo. Ți-am zis-o de 1000 de ori și ca drept dovadă ți-am adus grămadă vreo 3 basculante de flori. Și ca drept dovadă ți-am adus grămadă pe vreo 3 basculante. Este dinamic, Bill, toată ziua stai și citezi ziarul și nu faci absolut nimic în casa asta. Am făcut curat, am făcut tot ce trebuia făcut, am făcut de mâncare, am dat de mâncare la porci, la găini, la vaci. Toți s-au trebuit toate animalele și toate din hainele în curte și tot timpul eu am grijă de ele. Tot timpul eu trebuie să mă urmăresc să fac absolut tot în casa asta. Tu absolut nimic nu faci, niciodată stai doar și stai și citești la masa asta și doar faci mizere toată ziua, nu faci absolut nimic. Ce vrei să mă? Vrei să te duc o echipă de entertainment să faci ceva, să te distrezi, să te simți mai bine ca asta? Când nu faci nimic. Uite ce faci și cu dealul, nu ești în stare să faci absolut nimic. Ești un om de nimic, de rahat, toată ziua stai și te lauzi cu războiul tău. A, ești lor, dar n-am fost în război. Să mânță, fă, tu faci pe nasoala și pleci. Îmi bine înțeles că iar ăsta de doamă și iar nu face absolut nimic în casa asta și uite de ce la oglinda asta, e plină de fete, nu mai putut să-mi ștergi puțin să iau o cârpă sau să tragi perdelele, nu știu, să-ți faci și tu ceva care ar putea să fie împurat în casa asta. Uite-te, stai și relevești, bineînțeles, stai și relevești, stai și vezi dacă vine cineva cu bate nevichitele, dacă vine niște mustafiri. Ce se întâmplă în casa asta? Vine și spune, femeia asta nu face nimic, normal că nu fac nimic, evident. Toate ziua fac curat și le strâng toate și tu vii și le dezordonezi toate și... Fă-mă spânzuri cu măta de gât, că când iese luna îmi scot prăcinarii, mă spânzuri cu măta de gât. Când tactul bolnav dă o leră, în 3-4 zile a crepat. Și bandă tămâie și band de colivă, tot mandea săracuțea dat.